nu stau pe drum. Și de atunci Pavel folosește două expresii. Apostol al lui Hristos prin credință, deci cred că El există, că am vorbit cu El. Nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului meu. Nu există altă cale decât Hristos care s-a răstihnit lumii să ia păcatele și lumea care s-a răstihnit lui Hristos și nu pe altceva, pe cruce. Și ultima, nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Scurt. Deci când îmi pun cruciulița la gât, sunt apărat de rău. Când îmi fac semnul Sfintei Cruci, sunt apărat de rău. Când o pun pe biserică, sunt apărat de rău. Când o pun la mormânt, sunt apărat de rău. Locul ăla e sacru, e biserică, acolo stă un templu al Duhului Sfânt, un trup. Și oriunde aș folosi-o, să știți că cea mai ușoară armă, poate vi s-a întâmplat vreodată, noaptea prin somn sau prin întuneric, când v-a luat frica, este să faci cruce cu limba. Și imediat prins curaj și prins putere. Unii spun că, ei, să înseamnă lumea așa, ce înseamnă că e mai credincios? Nu, nu-i mai credincios. Îi mai sub protecția lui Dumnezeu. Și citisem că inclusiv pe ușa de la intrare e bine să pui, să pui o cruce. Peste tot oriunde ai pune. De exemplu, noi, eu când sfințesc o casă la un om vreodată, primul lucru care îi fac, îi fac cruce cu busuiocul cu aghiazmă la ușă și din câteva picături la intrare un semnul crucii cu un de lemn. Chiar dacă o trece femeia de serviciu și dă cu mopul, ca locul să fie însemnat, cine calcă în casă se poate intra curat sub puterea cruci. Sau le fac deasupra ușii la intrare, ca omul când intră să treacă pe sub cruci. Bun, acum avem semnul crucii peste tot, da? Da. Ce mai rămâne de făcut? Rămâne un singur lucru, să nu-l profanăm, să nu-l batjocorim. Am văzut fel de fel de evlavii. Am văzut doamne care au lănțișor cu cruce frumos. Am văzut cercei cu cruce. Am văzut crucea tatuată pe piept sau pe spate. Să știți că la românii de demult care au stat sub turci, fetele creștine, fecioare, și-o făceau în frunte cu un tuș care nu se mai ia niciodată ca să nu fie luate de păgâni, nu puteau fi luate de neveste. Pentru că aveau semnul crucii și în felul ăsta scăpau și turcii se temeau de cruce și o respectau. Așa? Deci nu-i păcat să o tatuăm, nu? Pe... Dacă o faci pentru credință, da, dacă o faci pentru infatuare și așa, și eu dacă aș avea una aici pe piept sau la piept și dacă am murit să știe cineva că-s creștin, nu mă deranjează. Dar o am din lemn, cât o de la călugărie. Dar nu este un păcat. Și tot crucea este legată și de ce m-ați întrebat prima dată. Ați zis ceva de mătănii sau da, n-am da, înțeles? Da, da. Deci... Călugări în pustie, când a început să înceapă viața călugărească, îngerul s-a arătat lui Antonie și lui Pahomie și i-a spus așa, ia un fir de ață și am să-ți arăt cum să-l lucrezi, ca în acea bobiță, rugându-te, să pui 12 cruci. Într-o singură bobiță de metanie, când o faci, sunt 12 cruciulițe. Câți apostoli au fost? Dacă mergem la bisericile copte, găsim altceva. La bisericile din Egipt. Călugării poartă un fel de fes, așa, cu ceva ca o, pe spate ca o pânză și au pe o parte 6 cruci și pe o parte 6 cruci. Adică sunt crucile izbăvitoare de ispite care nu lasă mintea să răspândească, să aibă tot timpul mintea la Hristos. Deci metaniile nu sunt altceva. Sunt cu 33, sunt cu 12, sunt cu 40, sunt cu 50, cu 100, depinde cât practică fiecare rugăciune. Sus, uitați-vă, de exemplu, asta de la mână care o am, asta e de 33. Da. A, deci nu sunt întâmplătoare. Nu, nu sunt întâmplătoare. Și ele sunt ca un fel de bijuterii duhovnicești pentru creștinul care vrea să se deosebească, ați văzut, că sunt femei care pun tot felul de amulete, curelușe, pielicele, din arta cabala, din arta cutare, din arta cutare, din arta yoga, din arta orientală, din arta cutare, fiecare cu a lui. Dar această metenuță arată că ești creștin. Eu pe a mea am pe Sfântul Spiridon, că am eu evlavie la el. Și vreau să spun că, având metania la mână, ai și un semn de trezvie. Sunt și mai mici, de 12, de pus pe deget, ca să nu te chinuiască. Când stai în autobuz sau stai undeva, spui Împărate Ceresc, Tatăl nostru, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, milește-mi mie păcătosul și tot așa. Deci nu este ceva care să te despartă de puterea lui Dumnezeu și să te unească cu puterea lui Dumnezeu mai bine decât Sfânta Cruce. Și dacă vă uitați atenți, noi Sfânta Cruce o folosim pretutindenea. Ori de câte ori preotul sfințește apa,
bagă mâna în apă și spune, trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta. În semnul Sfintei Cruci. Poate băga crucea în semnul cruci, apoi face cu busuiocul semnul Sfintei Cruci. Și unii au spus, păi da, de asta nu strică apa, că bagă busuiocul. Poți să bași o cetină de brad, poți să bași o crenguță de prun, orice ai băga. Important este să faci de trei ori semnul crucii și să rostești troparul. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenia ta. Când ai spus, trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel Sfânt, apa aceea primește putere nemuritoare. Uitați ce v-a întrebat cineva, de ce e bine să sfințim casa în care locuim? Păi, în primul rând, ea a fost construită de tot felul de oameni. E un edificiu, blocul, apartamentul, clădirea, a adus un muncitor, unul a fumat, unul a înjurat, unul a blestemat, unul nu i-a convenit, unul s-a tulburat, unul e credincios, unul e păgân, unul e necredincios. Ce-o fi cu el? Și atunci tu tot ce ai realizat, pui sub pavăza Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, că așa spune. Doamne, cela cele înalte locuiești și spre cele smerite privești și ai binecuvântat casa lui Laban și casa lui Putifar și ai adus chivul tu legii în zile venirii tale, însuși casa lui Zaheu ai binecuvântat-o, binecuvintează și această casă și celor ce vor locui în ea, dă-le binecuvântare, izbăvindu-i și curățindu-i de tot rău și așa mai departe. Și atunci când sfințești un de lemnul cu care însemn casa, spui, trimite Duhul tău ce Sfânt, sfințește un de lemnul acesta să fie de însemnarea, curățirea, izgonirea și alungarea tuturor puterilor potrivnice sau diavolești. De asta. Deci ăsta e motivul. Ați întâlnit, nu știu, situații în care s-a schimbat cu totul atmosfera, dinamica în casa respectivă pe care ați... Haideți să vă spun o glumă ce am pățit-o eu, că de acolo mi-aș... Eu am foarte mulți rivali în sensul... Nu pentru vreun salt în sfințenie, nu, sunt un om ca toți ceilalți. Dar probabil că ori dracu joacă feste ca să mă arunce pe mine mândrie, dar nu știu dacă are cu ce, că nu prea aș avea cu ce să mă laud, că spune Scriptura două lucruri. Nu-i mare cel ce învață, e mare cel ce face. Deci dacă oamenii fac, ei sunt mari, nu eu. Eu trebuie să fac eu ca să fiu mare. Eram într-o casă undeva în Tătăraș la o familie, nu îi spun numele, eram tânăr, eram preot, în primii 2-3 ani de preoție. Ești, cred că aveam și eu nevoie de un pic de reputație, eu știu, nu pot să-mi dau seama. Erau atâtea mănăstiri, și erau atâția preoți, atâția biserici. Și mai făceam câte o ghidușie din asta, de întâmplătoare, că doar nu o făceam în mod... Nu știam, nu, nici cu Dumnezeu nu vorbeam, deși returi nu ne-am tras niciodată, la taifas n-am stat niciodată. Deci am respectat întotdeauna molitfelnicul și liturghierul. Și doamna ne spune, avea vreo 4 sau 5 copii, o familie de oameni respectabili, ne știm și în ziua de azi vin la biserică și au și ei la rândul lor copii căsătoriți, nepoți. Și zice, părinte, cred că ne face cineva vrăj. Evident, trebuie să ne fugărim. Dar eu, ca să-l conving pe om să prindă curaj, nu mai aibă problema cu vrăjul. Și intrăm în casa femeii, facem aghiazma, stropim tot frumos. Și cum sunt oamenii, darnici și binevoitori, au pus și o ciorbiță, și o salată, și o zacuscă, și o salată de vinete, și o salată de roșii, și tot era masa plină cu tot felul de bunătăți. O casă, poate înaltă, așa cam ca aici, un policandru de ăla cu cristal, plin de tot felul de elemente de alea, când aprindeai bine cu toți zorgălăii aia, sclipeau un fel de fel de culori, păreau ca din sticlă, așa, de asta zic că era cristal, cred că. Și doamna zice... Părinte, foarte frumos ați slujit, m-am umplut cu inima de bucurie.